Salutare, prieteni! Astăzi vă voi demonstra cum vopsesc ouă cu coajă de ceapă. O metodă biologic pură, deci o metodă eco. La început, într-o cratiță, punem cojile de ceapă. Vom pune apă. Și voi mai pune coajă de ceapă. Ca să iasă culoarea, trebuie să fie multă coajă de ceapă. Vom pune apă să astupe cojile și vom pune la foc pentru 30 de minute. Putem acoperi cu un capac ca să fiarbă mai ușor. Apa a început să clocotească. Vedem că capătă și culoare. Dăm focul încet și așteptăm 30 de minute. După ce s-a fiert 30 de minute, vom strecura să avem doar lichidul. După ce am strecurat lichidul, l-am pus din nou în castron și voi pune ouăle. Și le fierb 10 minute. Putem pune ouă crude. Aici adăugăm sare. După 10 minute vom scoate ouăle și le vom trece prin apă rece. Le-am scos pe un șervețel să se scurgă. După aceasta vom lua un disc de vată sau o cârpă, vom pune puțin ulei, să nu fie prea mult, și le vom da cu ulei să strălucească. În așa mod am vopsit ouă ecologic cu coajă de ceapă. Dacă ți-a plăcut procedura, pune like și te aștept și la alt episod. Pe curând!